Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mort. Bună dimineața, oameni bani. O nouă emisiune, cafeaua de dimineață. Astăzi, așa cum am făcut-o cu câteva emisiuni înainte, vreau să vă mai dau un motiv să vă enervați. Dacă nu sunteți suficient de nervoși acum, sau, mă rog, să cugetați la anumite lucruri. Zilele trecute știm, am avut ceea ce se cheamă proteste. Proteste ale transportatorilor, proteste ale agricultorilor. Nu e foarte clar cine le-a organizat, cum au început. Cert este că, până la urmă, au fost greu de controlat de către cei care conduc această țărișoară mică, cândva bogată și astăzi bogată la cât se fură din ea. După aceste proteste, putem trace câteva concluzii, dar eu nu aș vrea să insist pe asta mult, vreau să vă enervez doar. În primul rând, că aceste, cum să le spunem noi, proteste nu au putut fi confiscate politic, chiar dacă poate unii dintre sforarii care se joacă cu partidele politice au încercat să le organizeze. Dovada a fost simulacrul acela de meeting din București, organizat de madame șoșacă și avocat, de un avocat al doamnei Șoșoacă, în care s-a văzut exact care este priza acestui doamne la o masă mare de oameni, adică agricultori și transportatori, care și-au dat seama că au ceva mai bun de făcut decât să vină în București. Dar, ce vreau să rețineți și foarte, foarte bine a punctat. cine vrea poate să uite, să citească în cotidianul domnul Nistorescu, unul din marii jurnaliști încă în viață. Sunt tot mai puțini jurnaliști și apoi amar și mai puțini. Deci, care a zis așa Domne, domnul Ciolacu, am văzut că îi tăție curul. Scuzați expresia țăție că s-ar putea să-și piardă locul. Și a venit și a zis așa, păi, mi se pare mie că sunt cam mari polițele alea de asigurare pentru camioane și alte chestii. Adică cum domne să dai 18.000 de lei pe o poliță pe un an? Nu domne, trebuie făcut ceva. Și de așa, o Abramburica, nu mai știu cine, Arabela, Harry Potter sau oricine ar fi fost, Dumnezeu, polițele au ajuns undeva, nu pot depăși 9000 de lei. Și atunci, logic, stai și te întrebi. De ce a fost nevoie să plătească transportatorii 18, 19, .000, 20, 16,000 16 de lei pentru un pentru o mașină, un camion, ce ori mai a fi având ei, și acum pot să plătească până în 9000 de lei. Diferența aia de 9000 de lei, să o luăm așa, ca medie, de ce o plăteau? Care este motivul și care este rațiunea pentru care asiguratorii au putut să scadă 9000 de lei la o poliță de genul ăsta? și echivalent la celălalt. Cum se poate asta? De ce? Dacă ele erau calculate cum trebuie înainte, înseamnă că, din punct de vedere economic, această măsură nu este sustenabilă, ca să folosim un termen. Înseamnă că cineva ne minte ori ne-a mințit înainte, ori ne minte acum. Dacă ne minte acum, e cu atât mai grav, pentru că înseamnă că la anul după alegeri nu-i va păsa nici cât negru sub domnului Ciolacu sau domnului care mai este acolo cu el, decât va fi polița de asigurare. Și cu asta basta. Păi hai să încercăm să vedem de ce sunt așa de mari aceste polițe. Există un domn pe care parcă îl cheamă Marcu, ceva de genul ăsta, Bogdan, dacă ai o poză. Deci, îl vedeți? Acest tovarăș, deci acest tovarăș care a fost pus acolo de PNL, de data asta, să nu vă faceți probleme, că sunt toți în zonă, și PSD, și UDMR, și tot ce vrei acolo, așa, are o leafă de 12.000 de euro lunar. 12.000 de euro lunar înmulțit 20, 10 ori 5, vedeți cât e, vedeți ce sumă de bani încasează acest nene Adică vreo 60.000 de, de lei. El este șeful ASF-ului adică autoritatea care supraveghează partea asta de asigurări. Ca să nu fie omul foarte stresat, îi se plătește și concediu. Primește bonus pentru vacanță, concediu, cine e pentru performanță, evident. Nu mult. O încasa doar vreo 27.000 de euro anul trecut. 27 și cu 12 pe lună, înmulțit cu 12 luni, băiatul ăsta, domnul acesta, încasează bani mai mulți decât încasează oficial, rețineți, am spus oficial, un ministru. E și el un fel de ministru, dar e ministru pe banii celor care plătesc polițe de asigurare. Bineînțeles că are și adjuncți, care și ei sunt plătiți foarte bine. E, acum vreau să vă arăt ceva, dacă o să-mi permită, Bogdan. să încerc să văd dacă reușesc să vă prezint odată într-o formă mai mare, așa extinsă, ca să văd. Bogdan, te rog frumos dacă poți. Ce vedeți dumneavoastră acolo, acum? Este Consiliu ASF, adică Consiliul care îl ajută pe domnul președinte Marcu Micu să conducă această agenție, autoritate. Și dacă vă uitați acolo, o să vedeți că sunt o mulțime de rublici. Și acum încercăm să mărim ca să se vadă mai, mai bine. Cam ce avem noi aici? Ia să vedem. Avem un prim vicepreședinte, care și a trebuie să ia măcar vreo 10.000 de euro. Vicepreședinte instrumente și investiții financiare. Vicepreședinte pe asigurare și reasigurare. Vicepreședinte pensii private. Deci ăștia sunt așa. După care avem cabinet prim vicepreședinte. Cabinet, vicepreședinte, cabinet, vicepreședinte, cabinet, vicepreședinte. Că, na, cineva trebuie să fie acolo. Și după aceea începe. Direcție juridică. Mușat Marilena cu delegare. Serviciul reglementare, Zgonea Grigoreta Cristina. Vă spune ceva în numele de Zgonea? Etena. Trebuie să mănânce și familia lui ceva. Nu? El a fost la un moment dat suspectat de niște legături aiurea. Acum este mare pe cai, din nou. Și merge mai departe. Serviciu contencios, somații și recuperări. Direcția relații cu publicul petiții și educație financiară. Să vă ferească Dumnezeu să încercați să stați de vorbă cu ăștia. Ce? Te expediază ei sunt. Serviciu Monitorizare și Educație Financiară. Serviciu Petiții. Pe, Vă dați seama. Direcția Financiar Contabilitate, normal că să se existe. Serviciu Achiziții și Gestiuni și Arhivă. Serviciu Administrativ și Logistică. Institutul de Studii Financiare, că vezi, doamne, nu se poate altfel. Și pe urmă, merge. Reglementare intermediar și instituții de piață. Regle, reglementare, emitenți și OPC. Serviciu autorizare, modernizare, intermediar și instituții de piață și tot așa. Și tot așa, ia uitați-vă ce e aici. Serviciu emitenți și oferte publice. Adică avem unul care se ocupă cu achiziții, dar avem și unul cu emitenți și oferte publice. Supraveghere electronică și monitorizare, tranzacții, te pui cu ăștia, investigații și abuz pe piață, fond de compensare și mergem pe partea cealaltă. T, reglementare, autorizare, avizare, supraveghere și control. Buzatul Mihaela, o fi din familie? Nu știu. Chițoiu, mai să, serviciu supraveghere prudențială. O fi Chițoiu din familia lui Chițoiu de la concurență? Fai de mine, nu se poate așa ceva. Ciuzbayan, dacă vă spune ceva, un avocat interesant, cu multe informații. Cineva cu numele ăsta e la Serviciul Control Societății Asigurare-Asigurare. Și mergem, și mergem, și mergem, și mergem. Și mai avem, să nu credeți că nu mai avem. Ia, uitați-aici. Ia, uitați-aici. Mai avem încă un vicepreședinte la pensii private. Avem cu uh, cabinet, evident. Și aici, autorizare, reautorizare, etc., analiză de piață, control pensii private. Și mergem mai departe. Serviciu audit intern, serviciu analiză și suport tehnic, serviciu cabinetul, vicepreșed, cabinetul președintelui, serviciu de management operațional, conformitate și prevenire, intern. Toți ăștia, toți ăștia, toți ăștia au în servicii sau în direcții, oameni care lucrează, care sunt plătiți din polițe. Din polițe sunt plătiți. Toată această armată nu este formată din profesioniști la vârf. Este formată din oameni puși acolo de partidele politice ca să le dea să mănânce și gura lor ceva. Și așa se șmenuiesc, se fură legal bani din polițele de asigurare. Altfel, nu ar fi putut la o negociere domnul Ciolacu să zică, bă, gata, Ia hai, tăiați la jumătate. Păi știți șeful că ce faci? Lasă bă șase luni, 9 luni, două încolo. Păi vedem noi. Vedem noi după 9 luni. Eu zic că e un motiv să ne enervăm. Eu zic că e un motiv să ne întrebăm dacă ăștia care ne conduc nu s-au întins prea mult. Dacă avem niște specimene care ajung ministrii ai agriculturii, gen ăsta care e acum, barbus sau ceva de genul ăsta, care dacă te uiți la el, ai impresia că e, e ieșit dintr-o școală în care au fost aduși copii cu handicap și puși să facă progrese. Și el a făcut niște progrese. Adică a făcut niște progrese și acum a fost răsplătit cu o funcție de ministru. Marea lui realizare este că e prietenul lui Paul Stănescu. Adică, așa a zis un baron de la Olt. Oltul, un județ, care toacă bani publici, cu nonșalanță, nu mai intră un singur fel. OLTU are 104 UAT-uri. Nici o comună din OLT se pare că nu are 5.000 de locuitori. Acolo, cea mai tare chestie este, visul fiecăruia este să angajeze la o comună, să intre într-un partid ca să poată să obțină un salariu de la stat tu este vârful. Să nu credeți că în altă parte e altfel. Uitați-vă la un lucru. Ajunge unul șef de partid. Mai după ce ajunge șef de partid, toate instituțiile publice îi descoperă familia. Trăiască familia lui. Și așa, membrii familiei devin directori, funcționari înalți pe aici, pe acolo, el brusc își descoperă talente nevăzute. Adică dacă el este cântăresc de banele și a ajuns ministru, poate fi foarte bine pus la energie. Sau pus la asta, cum se cheamă, cu învățământ. Nu mai avem oameni aduși în funcții pe meritele lor profesionale de mult timp. Avem politruci puși acolo, veniți acolo cu un singur gând. Să facă bani și să-și creeze în spate o clientelă politică care să-i fie datoare și care să-l ajute. Pentru asta nu precupețește niciun efort. Laudă, trădează, unde a scuipat, linge, n-are nicio treabă. Important este ca el să rămână la bucate. În rest nu mai contează nimic. Așa s-a ajuns la acest struțocămilă monstruoasă, PNL-PSD sau PSD-PNL după cum au fost și alte struțo cămile monstruoase. Chestia asta știți că noi am salvat țara, noi salvăm țara. Cum ați salvat-o? Cum ați salvat-o? Să vă dau un singur exemplu. Dacă reușesc să-l găsesc acum. În 2022, industria alimentară, tot ce ține de au beneficiat de o reducere de impozit de 10% pe salarii. Promisiunea făcută atunci de guvernul de atunci cu premier Ciucă și cu partener și ieșit cu el de mână în fiecare, la fiecare televiziune, Marcel Ciolacu, a fost că această reducere îți va aplica până în 2027. Tu, om care lucrezi în industria alimentară, îți faci un plan. Zice, bă, dacă ăștia reduc impozitul pe pe salarii cu 10 la asta, eu mai pot angaja încă la fabrica mea cu 100 de oameni încă 10. Până în 2027, Pau, ce mișto, ce bine, ce haios, ce cașto. Și, uite așa putem zice, Bravo, mă, bravo, mă, ciucă și ciolacu. Deci asta a fost în vara lui 2022. Vine în 1 noiembrie. Se pune discul, placa. Domne, s-a greșit bugetul. A greșit unul bugetul. Cum? Un, un ministru. A fost prea optimist. nu și unde e ministrul? L-am schimbat. Și unde l-a spus? Ministrul în altă parte. Și acolo cum e? E mai bine pentru el care are fonduri mai multe. Și atunci ce facem noi dacă o greșit la Păi cum, ce facem? De la 1 noiembrie tăiem reducerea de 10% la industria alimentară, și la impozitul pe salariu, că domnule, nu putem face excepții. Dar când le-ai făcut în 2022, cum era? Atunci puteai. Acum nu mai poți. Și uite așa au crescut fondul de salarii pentru cei din industria alimentară, că și au făcut planuri și poate au angajat oameni, că până în 2027 un guvern serios care își ține cuvântul va fi guvern serios. Și avem o mulțime de exemple de genul ăsta. Ce am făcut pe 1 ianuarie, am schimbat pe 1 noiembrie. Băi, aceștia care sunteți cu micro întreprinderile și cu nu ne atingem noi de voi, că voi sunteți baza țării, voi faceți, plătiți, faceți. Dat la geale. Deci, eu zic că avem motive să ne enervăm. O dată, pentru modul în care partidele și aleg liderii, după aceea pentru modul absolut scârbos în care liderii numesc tot felul de șefi, șefuleți și nu mai continui, pe diferite funcții, care, Poeții după aceea încep să lucreze între ei, așa, într-o încrângătură totală. Păi nu avem numai ăștia cu asigurările. Avem, că tot am amintit pe Chirițoiul Consiliu, concurenței. Avem tot felul de structuri de genul ăsta care nu fac altceva decât să căpușeze sau direct bugetul sau populația despre care ne spunea preotul misionar, boloș, că, domne, cu ăștia trebuie să avem o pace fiscală. Și după ce a făcut pacea fiscală, a mărit acciza la combustibil. Că dar nu plătește boloș din ce primește el când slojește pe aici pe acolo. O plătesc tot proștii care plătesc impozite și suportă toată această mascaradă numită sistem de conducere democratică a României. O mascaradă totală. Din păcate. Așa că, dacă vreți, vă enervați, dacă nu, plătiți. Sau, enervați-vă și plătiți, că oricum altceva nu se poate face. Numai bine!